Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Dani Oțil anunț după 15 ani de emisiune cu Răzvan Simion. Dani Oțil are 39 de ani de relație de prietenie cu Răzvan Simion. Cei doi prezentatori de la matinalul Antena 1, Neața cu Răzvan și Dani, au primit recent premiul TV Mania 2022 pentru cea mai bună emisiune de divertisment de zi. Aveți o relație foarte frumoasă, ați legat o prietenie în atâția ani. Se întâmplă des să vă ciondăniți, să vă contraziceți pe subiecte, desigur, discuții constructive. Da, avem și relație de prietenie, cred că am învățat în timp să ne dozăm nemulțumirile care există. Ar fi mișto să fie multe căsnicii lungi ca relația mea cu Răzvan. Gândește-te că noi suntem de 39 de ani aproape, împreună, nedespărțiți. Dar ne-am prins destul de repede că cu disputa rezolvată cu cearta nu ne ajută pe nicicare. Și atunci preferăm, decât să ne descărcăm printr-un război, preferăm să reglăm ce s-a întâmplat greșit și să mergem mai departe. De asta zic, avem atâtea doamne divorțate care acum sunt traineri de cupluri în mod ciudat, de ce nu ne cheamă nimeni pe mine și pe Răzvan să fim traineri de cupluri? Cred că suntem peste Țociu și Palade dacă mă întrebi, că ei s-au despărțit de sărbători, ce planuri ai, nu am planuri. În general nu-mi fac, până pe 20 decembrie, niciun plan. Mi-am câștigat libertatea prin muncă, o să-mi iau biletele de avion dacă merg undeva, după 20. Sau o să stau acasă cu soacră mea. Tot după 20. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.